Salutare tuturor, stați că nu nimeream microfonul, să-i dau drum. Ca să-mi bag și eu muzică. Ale mele. Stați să pun și eu sondaj. Că altfel nu dă lumea like. Techi, ce faci, Techi? Câte puncte ai făcut? Trebuie să-mi vând echipa. Or să scadă jucătorii. Haideți să vedem ce putem face. Ce faci, Șerif? Uite, vreau să mă joc și eu puțin. Că azi am dormit toată ziua. Oh, 2970. A crescut frumos ăsta. Păi după regionale or să scadă. 2950 îl dăm. Johan cât este? O, 3 milioane? Și eu cât am dat pe el? Profit 600 de ca. De când l-am luat eu? A crescut enorm. Am făcut punctele, da? Băi, eu cred că fac bante gurită la mă, ia să vedem. Și alu Iran ăsta cât costă? Alu Iran 742. Vă salut pe toți! Ia stați să vedem cum stăm. Să vedem cum stăm, unde ne încadrăm. Bun, îl mai avem pe ăsta încă 3 milioane, facem 6 milioane. Nu, nu cred că mă duc la golit. Oricum n-aș vrea golit, să fiu sincer, la regionalul ăsta, că n-am unde să-l bag. Te pup, Ștefan, ce restricții sunt la regionale? 3 legende sau icon și 490 plus. Nu știu pe pele cu ce chemă Stristel să-l joc. Să-i dau Hawk. Mai bine aș da Hawk. Hawk, da? Nu cred că ai de unde să faci rostechi. Nu e lent, da, mă, sigur. Să-i învețe seara, da. Vreau să mă joc cu echipa asta nouă. Salut, rege, la FIFA, te pup, Petrică. Salut, salut! Babi, vă salut pe toți! Băi, așa cred că o să jucăm. Bellingham, să schimb Mane cu Pele, nici nu știu, pe Pele l-aș lăsa acolo. Hai să-l lăsăm așa. Salut, David, ce faci? Setări monitor? Cum adică setări monitor? Nu știu la ce te refer, n-am făcut nicio setare. Mane e decent, nu e cel mai bun, dar nici nu mai slab. Stați să caut și eu un amical.
Stați-mă să-mi bag și rezervă. Da, la 11 începe. A, să dau check-in. Da, mă, dar aș vrea să bag 89 sau mai mic. Nu știu ce rezerve să-mi iau. Păi să-mi calificare, mi-a stat gând la tine toată ziua. Te pup, te pup, Eden, mersi mult. Să facem așa. Și Messi ăsta unde? Aș avea nevoie de niște fundași laterali. Mamă, ăsta e slab tare de tot. Hai să lăsăm așa. Te pup, Alex, ce faci? Ia să vedem. Și trebuie să mai dau Crive. Băi, m-a ajuns să boseau la rău de tot de la Rivals ăsta. Am jucat mult prea mult. Trebuie să-mi schimb numele. Pe ce server să joc, mă? Frankfurt. Nu știu ce se întâmplă la Eden. N-am voie cu Hakimi tot. E4XO. Mamă, Juventus vor să-l dea pe Pogba. Mersi, Lord. Ce am par și Casemiro? Stai să-mi caut și eu un meci. Asta e echipa, nu știu, eu zic că finală, dar să vedem, poate mai bag un SBC ceva, poate ne bag un fundaș dreapta bun. Ia uite, Olimpiu. Mamă, are Olimpiu o echipă, gândiți-vă că are echipa aproape full și 25, a, și mai are 19 milioane. Și are echipa aproape full. Când am terminat, ce să trimit punctele? Ronaldo, pe bune, că a fost mai bun transfer al lui Juve, dacă mai stea Ronaldo ăla era top. Plecarea lui Ronaldo de la ea a fost rea și pentru el și pentru ei. Nu știu, nu știu la cupa. Mamă, să dau check-in. Nu știu ce premie, cred că e un abonament de la pe o lună, dar nu mă interesează, vreau doar să mă antrenez. Ce salut, Costi, ce frumos merge un live de-al tot după ce am venit, era îngătat și la cuiva. Bun. Bravo ție. Ei nu merge să dau. Ce-i chinia să vedem? Nu găseam meci. Nu intra nimeni, mă, și om. Nici acum nu găsesc meci.
Mamă, 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 Stokes au pierdut 1-0 cu City. Deci au pierdut prima rundă cu City și a doua cu Team Gullit și au retrogradat. Și l-au adus pe Marcuză pentru 2 vs 2. Fă. Incredibil. Ce surprize au fost azi la campionatul mondial al cluburilor. Nu mă așteptam, să fiu sincer. Haide, mă, găsesc și eu un meci. Hai, Raul, să jucăm un meci. A dat Dragon tweet acum. Și că FIFA e... Și că FIFA eSports este atât de neiertător. Într-o zi te poți simți în vârful lumii, apoi în următoarea zi poți fi devastat. Și așa e, pe bune. Skill rating, nu mai gata, lăsați-o. Să nu mai aude skill rating. Te salut, Andrei! Eu ce am să nu vezi și alții tu care îți dau pro, te pup, Sorin, te pup. Încă nu s-a făcut legitul. Ce frumos era când cei 27 și gata, da. Bun, Raul, nu-i problemă. Nu găsesc să mă joc și eu meci înainte de turneu. Stați-mă, că erau o grămadă care îmi scriau să jucăm. Era unul care îmi scria mereu, 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 mereu. Gianluca ăsta. Că s-a calificat în Champions League, mi se pare. Mișto numele. Am făcut skill 1, 1000 skill rating. Modificați comanda, 1000 fix am făcut. Mersi, Zapi. Nu găsesc match. A fost frumoasă, da, cred că a fost cea mai frumoasă serie de pe canal, toată lumea se uită și am primit atâtea multe mesaje ieri seară să intru live, toată lumea. Și la 2, 3 dimineața, dacă am făcut punctele, dar toată lumea îmi scria să intru live. Cred că e cea mai frumoasă serie de pe canal. O să o mai tot fac. Gata, mă, mi-a scris unul. Game Jonas M. Kappa. 09E 4X. Ăsta e național la... Nu știu ce național e. Danemarca, cred. Sau, nu, Norvegia, norvegian, norvegian, norvegian. Naționala Norvegiei. Ce frică! Sunt fricos, de fel. În FIFA. Cea mai frumoasă perioadă a fost când postai zilnic și făceai live-uri. Revin, promit, revin. O să postez zilnic. Deja am trei clipuri. Alex, editorul prin chat, pregătește trei clipuri. O să postez zilnic. Urmează vlog de la regionale. Vlog cu prezentarea sediului. O să urmeze content, dar a fost o perioadă foarte agitată în viața mea. Gândiți-vă că s-au produs foarte multe schimbări în viața mea. Acum, dacă îmi zicea cineva acum 3 luni că eu o să mă mut în România, că nu o să mai fiu la zil și asta nu credeam niciodată, dar m-am mutat în România, am semnat cu Stanley, eu acum sunt în Călărași, o să vreau să mă mut în București. Au fost, nu știu, a fost o perioadă haos în viața mea, dar acum ușor, ușor s-au liniștit toate lucrurile. Am făcut 1000 de puncte. Am postat pe story, mă, pe Instagram. Dați-mi follow pe Instagram, că acolo postez tot.
Am făcut-o, da. Nu te mai duci în Anglia, deocamdată nu. Bine, mă pot duce oricând în Anglia, părinții mei sunt acolo. Dar deocamdată nu mă duc. Nu am început Black Hill, ăsta este un amical înainte. Și am zis că le-au din speed boost. Ce mă complic eu cu speed boost-ul ăla, mă, că nu e așa bun mereu. Două greșele am făcut, de două ori am făcut aceeași greșeală, gen speed boost-ul ăla. Aia de-aia mica, oricum, nu prea mă interesează. Nu cred. Nu cred că am ratat. Dar atac bine rău m-am început. De când am jucat Rivals atât, am început să atac bine rău. Orice atac e foarte periculos. Singurele chestii unde trebuie să lucrez să nu mai pierd minge. Bine, acum e amical. Ați văzut cum jucam la Rivals. Nu pierdeam niciun minge așa iure. Și la Black o să vedeți că nu se joc așa. Dar trebuie să mai lucrez la chestia asta. Să nu pierd minge. În rest, în atac acolo, atac incredibil. Mereu, orice atac de-al meu se termină în careul lui. Ceea ce e foarte bine. Mamă, dacă o dădească pas singur. Am fost lent rău în selecție. N-a putut să facă nimic care n-ai în acolo. Nu, preluare și șut, Cosmine. Apărarea scârție puțin. Nu, am făcut eu greșel, mă apăr bine. I-am dat o minge.
N-au mă cum să mă oprească în atac, atac prea bine. De când am jucat Rivals. 22 în 24 de ore timp de 2 săptămâni. Simplu. Cosmin is back. Sus. Ah, ultima fază, acum am văzut. Am dat pe Insta, n-am văzut, nu cred că am văzut. Dacă nu ți-am răspuns. Asta a văzut că folosesc eu drive în pasul astea și numai pe astea le dă. Dar trebuie să și știi cum să le dai. Nu doar apeși drive în pas și îți iese pasă. Ball rush pasă acolo și era perfect. Ah. Și aproape am fost să-mi iasă asta. N-am făcut nimic. O simplă preluare, atât.
Ce bine văd pasele astea în atac, nu vine să cred, am 1002 viziune. 100 vision. Finalizarea n-a trădat. Da, mă, dar e și primul meci, până mă încălzesc, până. Nu. Patru șuturi, patru goluri. Șapte șuturi, două goluri. Normal, logic, FIFA. E amical, e amical. Da, nici nu mă bagit și mai fac greșeli. Te pup, Alex. Ia mă să vedem cum se mișcă și Messi ăsta. Sunt curios de Messi ăsta. Ce are de spus? One more. Nu așa, mă. R9, nu m-ai omorât R9. Drive mai bun decât R9. Felicitări, mersi mult, Alex. Aș vrea să joc cu Messi, mă, că e bun în stilul ăsta meu cu pasele astea. 5 shooturi, 5 goluri, 9 shooturi, 3 goluri. Facts. Ce să fac? Cum să-l băgăm pe Messi? În loc de ăsta. At least joci bine, asta e cel mai important. Chiar joc bine. Bine.
N-am voie cu Messi toti. Messi ăsta are și rămân, mă? Ha, n-are rămân. Deci cum îl fac eu pe ăsta, mă? Cf și striker, nu? Ăsta n-are striker, Cf. Are pele, mă. Stai, mă, că te nu i-am rotit aici. Te-a luat amețeala. Acum mă întrebe mie, nu Cf. Și cam. Păi e în 4-1-2-1-2, cred că asta. Stați așa. Salut, băgână. Păi și cum îl țin pe ăsta, mă? A, știți cum? Nu mai avem nevoie de ăsta. N-am Neuer. Trebuie Neuer în poartă. Manuel. Știți ce zic? Cât costă ăsta să se uite cineva? Da, nu mai las că îi dau eu așa. Băi, nene. Neuer foarte bun. Uite, mă, și voiam să-l joc. A scris Oli acum că e foarte bun. Nu mai pot să-l joc. Hai să ne gândim la alt portar, gata. Nu mai. Păi a scris Oli că e bun. Nu mai putem să-l jucăm. Înseamnă că e cel mai slab portar. Și chiar voiam să-l încerc. Nu, mai acum gata, trebuie schimbat. Să hai să ne gândim, să luăm logic, așa ce putem băga în loc de Neuer. Vreau un amical contra lui Oli. Ce să joc cu Oli, că n-am. N-am cum să joc cu Oli. Și am numai pasatori acum. Ale tale, da. Dacă îi schimb eu pe ăștia doi să l-am pus Messi în stânga. Dar nu mai lasă așa, că parcă așa mă sună bine. Nu. O, să vedem acum, da, mergi. Ia că mi-a dat meci. Cine-i victima? Shorty. Zurich server. I live in Malta. I am in. Victima m-am întâlnit cu el, am told. Haide, Shorty. Erai super tare.
Hai, mă, dă-i drumul. Ok, go. Ah, you're right, this is not. I change my PSN because of rivals, lol. Haide, un... nu vrea să joace că n-am, că n-am același nume ca pe site. Mi-am schimbat numele, de... am Visca Bars, Visca Barsa. Call the admin, you waste my time. Hai că parcă văd că nu mă lasă ăștia să joc. Haide mă că am uitat să-mi schimb numele. Hai că mă dau ăștia afară la cupă. Păi nu mă lasă să joc. Stai că nu mă lasă să joc. Mamă, ce nervi. Greedy la fiecare golul ăsta, da? N-am înțeles. Protest. Deci că mă știe, dar regulile sunt reguli, nu? Bro, he's a freak up. Lol. Mă gândeam că faci live după antrenament de spate. Erai la sală? Am băgat ușor, că mă simt obosit. Am dormit azi toată ziua. Am băgat ușor rău de tot azi. M-am dus mai mult să mă dezmorțesc așa. Eram amorțit rău de tot. Cum îmi schimb ID-ul? Just tell me your new ID. Hai că mă las ăsta să joc, să vedeți bătaie ce-i dau. Că am 5 minute să-l schimb. How can I do that? Băi, nene, e o cupă gratis unde doar te antrenezi, nici nu sunt premii. Se pare că primești un abonament de ăsta să te bagi la cupă de alea de 2000 de euro, dar atât. Cum o să faci în halul ăsta pentru... Nu m-a făcut Casemiro. Toxic player, nu m-a făcut. Lucii, ce faci, Lucii, cum ești? Gata, mă, l-am schimbat. Luci, am făcut o echipă bombă cu Messi. Messi 94. Direct poza cu Mourinho. Finally.
Luciane, fericit! Am anulat pasăm. Să vedeți ce l-atac pe ăsta tot meci. Nu știu ce să zic de Messi acolo. Dacă nu-i Totti, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de Messi acolo, să fiu sincer. Nu prea se simte așa cum trebuie.
Da, joc la Blacky. Nu mă, la pele am văzut eu. Bună era la poartă. Dacă îl muți doar puțin, apără tot. Nu joacă rău, dar nu prea îl simt pe Messi, este implicat în joc. Ia să încercăm noi așa. Cu KDB. Îl văd cam inexistent în faza de, pe faza defensivă mai ales. Ia să vedem așa. Nu joacă rău, nu joacă rău. Trebuie să las driven pasurile. Să fac posesie, că nu se mai poate cu asta. Driv, băi, Arnain ăsta nu dă driven-urile cum le dădea Cruyff, nu pot să cred. Cruyff dădea driven-ul mai bine. Îl cumpăram pe Cruyff pentru regional. Incredibil.
Cred că au făcut ceva și la Drivenuri, că nu prea mai intră așa, nu știu. Alea lui Oli. Am avut ceva ocazii, mai ales cu Arnain ăla, dar... Subțire Arnain. Băi, Arnain... nu știu, dar nu-mi place. Da, am văzut, când am ținut posesie, nu mai știa ce să facă. N-am dat drum la pressing. Eu nu pot să cred că ăștia joacă cu pressing. Fuuu, ce noroc am avut aici. S-a pierdut și el. Nu știu care ăsta. Dar nu-mi place Messi. Eden, ești toxic, Eden. Toxic, Eden. Haideți să apăsăm pe butonul de like și subscribe, băieții. Am mai jucat un amical înainte. Dar se simte update-ul, să fiu sincer. Dragă ne se dă.
Nu e, mă, nu-mi place Messi ăsta, nu e ce trebuie. La Totti, da, dar ăsta subțire. Subțire. Schimbăm. Las tot echipa aia. 4-1-3-2. Da, ar fi bine dacă n-ar mai băga update. Să las păpele la mijloc, mă, nici nu știu, parcă e mai agil și mă ajută mai repede să ies în anumite situații, dar și în atac acolo, nu, în atac la zi. Băi, Neuer a fost bun, mi se pare singurul portar, gen, pe care cum îl mulți îți apără șutul. Sunt mulți pe care nu știu ceva. Un atac pe ele, magician Oli, ce n-ai. Vreau să mă joc ca la FIFA 20, cu oricine, cu oricând. Oricine non-stop. Hai să apăsăm pe butonul de like, băieți. Am ratat și coada în acolo, puteam să dau gol. Păi dacă ar schimb, nu știu, mă gândesc că mă cu manea ăla, ce să bag. Nu e așa wow, dar parcă își găsește locul mai bine decât Messi. Nu știu, mă tot gândesc, dar nu prea în ce. Mă gândesc dacă scoate Pele să bag Messi, dar pe Pele n-am cum să-l scot. Deci când mai merge, nu știu, n-am încercat atât de mult, dar am dat câteva clare, zic eu, mai ales cu Arnain acolo trebuia să intre. Merită banii, merită ăștia, foarte bun. Vreau cu 5 skill-ul sau măcar weak foot acolo, nu știu, se simte și una și alta. Sau și pe Varsovia. Sau se dau pe Zurich. Pe Zurich, parcă pe Zurich sunt mult, joc multe meciuri în calificări. Eu nu am fost pe like, e manevră și intrace manevră care. Mircea, ce faci, Mircea? Vașcodori, te așteaptă Gino la mamă, Nima, lasă-mă, la impostor. Îmi bag un trus în casă. Să-mi vină chefte FIFA, că altfel îmi iau scârbă. Așa eram și eu până
de curând. Nici nu prea mai aveam așa chef de FIFA. La modul... Aveam chef să mă joc și asta, dar după 2 meciuri deja dispărea plăcerea. Nici nu erau jucătorii pe stilul meu. Nu știu. Nici nu jucam ce trebuie. De când cu Stanley-ul mi-a revenit tot așa. Iar vorbește jucătorul ăsta de mine? Ce a făcut ăsta? M-a ieșit? A, să-i dăm pe direct, mi-a zis, nu pe jury. A, mă, să-i dăm pe direct. Pe direct mi se mișcă mai bine. R-n-r, 5, cum n-am jucat niciodată, Oli? Nu ești în Blacky. Așa v-am obișnuit să ies mai în prima rundă. Suntem în runda 2. Oli, păi nu face chemistry în Kung. Cu cine se leagă? Francez n-am deloc. Aș putea să-l bag. Să joace în 2. Îi dau un manager. Îi bag cu manager. Da, dar dacă îi dau manager, nu mai stă ăsta. Complicat. Erai mai fericit când câștigai. Testez jucătorii. Noi. Dacă nu cu mine. Băi, Arnaz ăsta mie nu-mi place deloc, mă. La Bellingham voiam să dau, dar nu știam cum să ajung la el și am să ajung prin Mbappé, dar a fost cea mai înțeleaptă idee. Ai, ce bine ajung acolo în fața porții.
Nu cred. Ce am bine rău acolo. Mamă, dar ce bun sunt pe pressing manual. Deci n-are cum să iasă atât în jumătate, mă. A fost intenția bună, dar... Uite, de asta zic că eu sunt cel mai bun la sfârșit de an. De exemplu, dacă aveam și eu un lâb bun acum, pasa intra acolo, scăpam bine rău. Nu pot să-mi pun în aplicare toate ideile. Mamă, s-a teleportat, ați văzut? Nu mai merg la stea, mă. Driven-urile. Nu mi-a intrat niciun driven. Nu e comisar, nu mai merg driven-urile. Trebuie să dau șutare, văd. Nu mai merg driven-urile. N-am mai dat niciun gol din driven. Trebuie să găsesc o nouă modalitate să finalizez astea. Ajung bine rău tot în fața porții. Ar trebui să mai schimb Yaya Touré, că nu e stilul meu, nu e ce se joacă la ora actuală. Yaya Touré și Hakimi. 43, am avut două clare. Fine spre verde, o să încerc. Speed boost. Uite, aici Mbappé tot i-ar fi zburat.
Deci nu mai pot să dau un 3 vând ăsta, mă. Ah. No, nu vedeam să mă întorc înapoi și am să încerc așa decât să o pierd acolo, că poate mi iese. Băi, driven pe verde, nu mai intră drivenurile. Deci m-au omorât dacă nu mai intră drivenurile. Nu mai așa dădeam. Nici nu mai știu să dau și eu, normal. Și cu R9. Incredibil, mă, nu mai merg drivenurile. Ei, shoot-ul, nu, nu mai știu cum stau la poartă, mă. N-aveam ce să-i fac, scăpa singur. Mor. Uitați-vă la statistici. Nu mai mi-intră șuturile. Ce naiba noroc, nu mai intră niciunul. În fine, stai că o să încerc, Aline. Alea, tale. O să încerc. Te-a făcut să râzi. A fost bun, ce drept.
Știți voi. Driven rămâne Driven, mă, acolo în careu. Top. Băi, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar sunt două meciuri ăsta încă nu s-a terminat, în care nu am luat gol. Sper să nu iau unul ăsta acum. La gen, primele două meciuri n-am luat gol și sunt jucători buni de calificări. Jucători care joacă în calificări și n-am luat gol până acum. E bine. Am ăsta ne-a 10 încercare. Noi. Nu retrageți. Ce-a intrat ăsta până ei? Ăsta ce-a făcut Ares? FIFA. You love to see it! Doi hateri până acum, ambii m-au făcut să râd. Bun, amândoi să fiu sincer. Dar am pe numai la 1-0 de joc. Să-l plătești. Antonio Verbu să vină. Sunt amuzanți, mă, unii hateri. N-au, băi, oricât hate mi-ar da, n-are cum să mă afecteze. Și... Hai, și astea doar dacă înjură sau astea. Să ies cu o fată, mi-ai spus 4-3-3. Acum am relație de o săptămână deja. Mor. Mor, bun, bravo. Pentru mai multe sfaturi, pun întrebare aici în chat. Top. Da, e mai bun decât Raid.
preferă Viitor, nu Fate. Asta e, nu cred, adică e Alice. Băi, nu se poate. Dați-le, mă, băi. Uite, vă put. Puteți să-i dați ai chill-ul, dar... Ia suntem moderatori, că sunt copii fără Viitor. Băi, cât timp nu... Dacă jigniți, normal că primiți. Hai. Băi, Oli, tu vorbești. Ce credeți că făcea Olimpiu, mă, la început? I-am dat moderatori la început când m-am plătit de YouTube. Băga telefonul în buzunar și i s-a apăsat automat și bani la tot chat-ul. Dădea hai la tot chat-ul. La femei știi să finalizezi, să nu dai pe roșu, ai grijă. Ai făcut punctele offline, da. Băi, Olimpiu băga telefonul în buzunar și bani la tot chat-ul, că i s-a apăsat. Haideți să fie noapte lângă ăsta, sperăm. Eu am fost victimă, Nima, tu meriți, Nima. Mai grindă pe Cosmin Six la femei și trivela. Sunt băiat cu minte, mă. În Cuncu, pe cum aș putea să-i fac chemistry? Că dacă îl bag pe Cuncu în locul lui Mane... Bag Neuer... Ia stați mă că mă puneți pe gânduri. Am făcut 1000 de puncte, da. If I speak, că toți prietenii mei sunt pe interes cu mine. Vedene, lumea e perversă și rea. Am fost la Standi și mi-a spuneat la ce finis verde verde. Aline, nu știu ce să zic. Gata, am legitimație, Aline, acum. Nu mai e problemă. Păi și face ăsta, mă, dacă îl pun câmă. Ca să fac un footbin. Mi-a venit legitimația, ce să mai? You have no respect. Am râs, te-am leșinat atunci. În Cuncu ați spus, da? În Cuncu. Acam trebuie să-l fac eu. Păi atunci ar merge 4-1-2-1-2. Așa. Păi nu merge, mă. A, stați mă că-n cucuie. Ia stați mă așa. Englez din Bundesliga. Nu stă Davis. A zis Tom că ar fi dispus să moară pentru un Cuncu. E foarte bun. Dar nu stă Davis. Nu stau toți în afară de Davis. Ce fac? Am nevoie de ajutorul vostru, băieți. Help me. Help me. Nu știu cum să închid. Am deschis-o de asta și nu știu cum să închid. Gata. Ba, noi iar nu mai stau ăștia din Ligue 1. Haideți să vă arăt și vouă.
Cred că e dentecat. N-am decât să joc cu Davis în 2. Dacă bag Noir, nu stau ăștia. Și nici Bellingham. Dona. 31. Și dau, ia să vedem, canadian. Nu avem. Îi dăm englez. Ce antrenor Potter ăla sau cum chema? Asta. Și avem 32. Și-l avem pe Nkunku, care îl comparăm cu Mane. Are 5-5, mă, contează enorm. La pace sunt la fel. Shooting-ul mai bun, puțin Mane. Positioning, finishing. Shot power, long shots. Astea ne interesante. La passing, long passing și short passing, mult mai bun ăsta, mai ales la long passing. Curve la fel. Agility mai mare puțin Mane, dar asta are balansul mai bun. Ball control 94, trebuie 95, composure la fel. Defending mult mai bun ăsta. Stamina aici ne interesează. Aggression, strength. E posibil să încercăm. Mamă, 3 meciuri, 3 echipe diferite. E suficient, doi știu, dar... Noir și manager englez League 1, degeaba. Nu ar să stea, mă, uitați. Hai să încercăm, dar nu ar să stea. Englez cu League 1. Potter. Nu așa. Nu stau ăștia. E singura variantă aia. Să luăm mă pe ăsta. Pe Nkunku. Păi, el are 5-5, asta mă interesează pe mine. Lăsa statusul, că la statusul oricum e puțin peste Mane, să fiu sincer. Dar are și 5-5, contează enorm. Unde avem un transfer? A, că te nu schimbi echipa mea și te meci, te nu cumpără toți jucătorii. Ce card are? Ăsta, nu? 2 milioane, 100. Cât e, mă, frate? Sau nu e ăsta, mă, nu-i? Cred că e cardul greșit. Ba nu, mă, ăsta e, dar cât costă? 2 milioane, 125 la rată pe Footbin. Ăsta e cardul. Deci cu 100 de cam mai scump decât pe Footbin. Ia să-mi uităm cu cât se dă el așa, nu normal. Într-o zi bună. Am la 200 îl găsești, 100 de cam plus, am vrea o plătită, fa. Ar merge perfect o clătită. Păi da, dar acum știți care e problema, ce chemistry style îi dăm. E gulit, nu e gulit, e prea lent. Gulit l-a jucat doar cu Bellingham, dar să aleg între Bellingham și Gulit nu, pentru că l-am pe Yaya Touré prea lent. Trebuie să ai un... n-ai cum să joci cu Gulit și Yaya Touré. Ce-am făcut, m-am intrat? Mamă, stai să îmi trebuie meci. Au l-au făcut ăștia, protest că n-am intrat în meci și poate mă descalifică. Cosmin.
Cred că m-au descalificat, că au trecut 10 minute. Da, m-au trecut 10 minute, să vedeți cum mă descalifică. A, nu, nu, mi-a zis că îmi dă mie victoria, că se bagă la somn. Ok, thanks, bro. Gata, mă. Ilu, că a donat 10 roni, și o echipă asta și nu știu să integrez, nu știu ce echipă. Nu, gata, 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 mi-a dat victoria, stați. Stați așa. Stați să vedem ce facem cu... Stați, mă, că am... Ce-am luat eu aici, mă, frate, mă, cancel? Ce e ăsta? Ui, clicotăm, mă, pe ăsta primul și gata. Trei, doi, șapte... Stai așa, Iluca. Stai o secundă. Elite Division. Mamă, ce premii la sezonul ăsta. Am spart credit două. Acum, Iluca. Stai o secundă. Să vedem ce facem aici. Un Mbappe tot e și la tine. Vedem undeva break-e. Da, dar nu știu pe site la ei. O să-l pun. Stați, stați o secundă, că vreau să-l fac cu ăsta neapărat, să văd cum e. Dar trebuie să ne gândim ce... Nu mai am poziții de alea, nu? Ultima. Trebuie să ne gândim ce chemistry style să-i dăm. Ceva să-i facă passing-ul bun. Pentru că nu trebuie hunter, n-am nevoie de viteză, că-l joc 4-3-2-1, nu e în centru acolo. Sincer, n-am nevoie de viteză. I-aș da deadeye, să-i dea shooting și pass. Dribbling are ok, defending nu trebuie că-l joc în bandă, fizică la fel. Ce m-ar trebui mie la el? Shooting și passing. Cred că-i dau deadeye. Nu trebuie viteză, că-l joc în centru. Ancora nu trebuie pentru că nu folosesc defending-ul și physical-ul, că-l joc în bandă când mă apăr. Mă apăr în 4-4-2 și în bandă. Oricum are defending forță pentru un mijlocaș. Shooting și passing îmi trebuie, deadeye ar fi. Altfel nu o văd. Deadeye. Nu, altfel nu văd. Viteză nu-mi trebuie, pentru că oricum are și nu-l joc atacant să scap singur cu el. Bun, plus 14, shoot power, 99, perfect. Bombă. Vision, bombă, bombă, bombă. Stați să-i așezăm puțin. A, sunt așezat. Sunt așezați. Finisher nu-mi trebuie, n-am nevoie de... am nevoie de passing. Așa, stați că aveam de făcut un review. Băi, o să facem live special pentru review, numai în donate așa. Mai ales când sunt la cupe, pentru că nu... Squad, păi și cum îți bag, ia. Squad name, ASD, save. Când sunt în cupe și în astea, cam greu. Nu merge, ia să vedem. Mai stai așa să văd ce cod mi-ai scris aici, Luca. 3, 2, 7, uite ce-mi zice. Bobby, fii atent. Asta e echipa mea, da? Și schimb codul ăsta. Gata. Păi, ce simt? Că ai 32, e bine. Stai doar cu un nume de ăsta. Ăsta. În rest, stai bine. Ramos l-ai făcut. Nu l-am văzut. Vreau să zic că ți era bun Ramos. Păi n-ai, tu acum ca să schimbi ceva la echipa asta, ție îți trebuie buget mare. Ai putea capte vila aici. Ai Ramos 1. Francez. Dar nu știu dacă îți mai stă. Ramos cu Donnarumma în poartă, probabil. Și să-l scoți pe un moment de să bași capte vila. Că oricum e slab tare ăsta gol. N-ai cum să joci cu ăsta gol.
Și tu ca mijlocul ai bombă și atacul la fel. Tu ar trebui să te duci acum spre R9 ăștia. R9, Mbappé 94, să-i dai upgrade. Și aici nu știu, să te duci Eusebio, Craif ceva. Mai ieftin, R9 e prea scump. Eu așa o văd. Stai să văd ce ai scris. Acum am văzut chat-ul. Păi dacă vrei ăsta, e greu tare ce vrei tu aici să faci, să fiu sincer. Tu ca să-ți bagi Davis aici, trebuie să-ți iei Davis Noer. Da, dar nu-ți mai stă ăsta, nu, e greu tare de tot să-ți-l bagi. Trebuie să-ți iei și Mane să-l faci. Hai să încercăm ceva, să vedem cum are și cea mai bună variantă. Nu, e greu tare ce vrei tu să faci, să fiu sincer. Davis, Neuer, trebuie să schimb mult, cine știu ce buget ai. Ți-ar trebui și Mane. Mane. Poate așa ai putea, e maximum. I-am luat rezerve, acum am văzut. Upamecano, lucru for. Nu mai stă pe Pogba, cred. Păi și unul, doi nu mai stau. Care e al doilea, mă? Politano. Ori așa, ori dacă nu așa, una din astea două. Antrenor neam, și n-or să mai steau ăștia după, că l-am scos pe... L-am scos pe Nuno. Da, mă, schimbă, n-or să mai steau ăștia dacă schimbăm liga, uitați. De ce nu mă ascultați? Na, uite, Pep Guardiola. Guardiola cu Bundesliga. Nu mai stau ăștia. Ce nu înțelegeți? E mai rău. E greu ce vrea el, dar nu are sens să băgăm Hakimi, că e slab Hakimi. Nu, fă-o așa, cum aveai tu. Fă-ți-o așa. Și ai 3-10, ok. N-ai ce să faci altceva, e maximum. Da, știu că nu stă nici Neuer, dar e maximum. Koulibaly 91, dacă îmi ziceai Lucio 90, Lucio 90 clar, dar la 89 e slăbuț. Nu, ăsta e maximum, e lucru, n-ai ce să faci altceva. Chiar n-ai. E foarte greu să bagi, nu știu mie, oricum mi se pare. Păi nene, nu dăm un meci. Să nu dea meci să... Spam. Top 3, Van Dijk, clar, Ramos, Lucio. Ăsta e top 3, se întrebă. Cred că trebuie să aștept pentru meci. Ba da, îmi plăcea mult mai mult sistemul vechi. Acum, să fiu sincer, la chemistry style-ul ăsta, la sistemul de chemistry style, legendele mi se par inutile.
Legendele mi se pare inutile, de parcă nu există, nu te ajută cu nimic. Înainte puteai să combini și tu, acum nu poți să combini niciun jucător cu legendă. Oraș cum GG. Sign in. Ia să vedem notifications. Să vedem și noi bracket-ul. Bine mă, la cupa asta m-am băgat să mă antrenez, că nu sunt premii mari. Dar gata, vreau să încep să mă joc orice cupă, joc orice, exact cum făceam la FIFA 20. Nu mai stau eu după pro player, cu oricine joc, cu oricine. Că oricum la turnee mereu i-am bătut pe aia mare și m-au bătut jucători de ăștia no name, să zic așa. No name la modul nu slab, dar care n-au avut un nume mare să și poți califica la multe turnee. Uite cu gelav ăsta că poți să joc acum. Joc cu oricine de acum încolo, gata, s-a terminat. Hai să deschidem pachetele, da, bravo. Ai zis bine, Sorin, poate ne dă și nouă toți. Greu. Dar speranța mare ultima. Începem cu astea, bin ofensive. Da, știu, știu. Crea span. Am creas. N-am pierdut la Blake, sunt runda 4. Ce am, ce pachete slabe. Jumbo. Hai să vedem, rare players. Gurețca. Așa mă plechi. Nu știu și nici nu mă interesează, joc oricine. Nu mai stau după jucături cunoscuți. Dar asta ce joc eu aici, cred că sunt iar runda 4. Ce sunt astea? Optim? Una. Două. Trei. Patru. Șase. Șapte. Optima, da, mai suntem 16. Mai suntem 16 dintr-o 100 și ceva. Da, mă, nici 83. Incredibil. Tradable. Card era tradable să-l dau. Da, e bun și ăsta la divizie. Hai să vedem, Jumbo. Doamne, ce slab îmi dă, eu nu înțeleg de ce îmi date slab. Nike sau Adidas, depinde, și și port. N-am o preferată din de astea două. Nike, să zic așa. Mane? Onana, direct, cred. Ah, Matip. Nike la Adidas și Adidas la haine. Da, e bună și combinația asta, dar nu știu. Uite, de exemplu, Adidas îmi place foarte mult materialul ăsta, e bumbac, bumbac, 100%. Dar Nike nu sunt toate, mai sunt și sintetice, mai au și bumbac, bumbac, am câteva, dar... n-am văzut ca la Adidas așa bumbac, bumbac, 100%. Viitorul câștigător la FGS cu căsin 6. Auzi, mă, cum mă antrenez ca un robot, ca pe încolo. Mi-a revenit plăcerea mea, contează mult și mediul în care te afli. Dați mult, bă. Și aici nu mă refer numai la Zil, că am schimbat Zil cu Stanley. În viața personală, așa. Singurul lucru care îmi lipsește de aici e Cristi, să mă duc cu el la sală, în rest. Și părinții, bineînțeles, că îmi lipsesc.
Mi-e greu cu mâncarea, mă. M-am săturat de mâncare comandată. Nu mai îmi plac, nu am poftă de nimic. Stau câte oră să-mi dau o comandă, să mă gândesc de ce am poftă. Pur și simplu, niște clătite numai. Dacă eu 3 ani am mâncat, nu 3 ani, un an jumate, 2 de când fac sală, am mâncat numai orez, paste, de-astea de sală și m-am obișnuit cu ele. Și acum să mănânc eu numai pizza și de-astea, sincer, nu-mi plac, le mănânc, na. Să dau comenzi, nu prea găsesc în Călăraș să dau comenzi de astea de sală, trebuie să. În București știu că erau câteva de astea, gen fit, nu știu cum, ceva de genul. Și în Anglia avea multe, de unde puteai da comandă doar mâncare pe acolo, sală. Te pupi, Luca. Ce nu-ți gătești? Ar trebui să învăț. Nu știu și nici nu-mi place. Nu știu, nu-mi place și nici... N-am timp, să fiu sincer. N-am timp de nimic, mai ales să fiu cum am fost zilele astea de gătit, n-aș mai avea timp. Gata, hai că mi-a dat meci. Vind de glici. Dar o să trebuiască să învăț și eu de nevoie. Înveți. De Mac și KFC de astea m-am săturat. Și mai mănânc Mesopotamia cu Luci când mă duc la sediu acolo mereu. Dau și bani mulți euro pe mâncare. Mulți, rău. Gândiți-vă că am fost cu Alin, băiatul ăsta din chat, Alin Constantin. A stat cu mine la sediu duminică. Și a mai venit și Andu și a dat și Andu o comandă. Deci toată ziua eu cu el și cu King Andu, care și-a dat o singură comandă, am dat pe mâncare 480 de lei. Deci numai într-o zi și nu știu, am dat... Eu trei comenzi, Alin trei comenzi și Andu, nu știu, o comandă. Foarte mulți bani. Să dai într-o zi 5 milioane pe mâncare, comandată. Și v-am zis, nici nu mă dau un vânt așa după ea. Nu-mi place. Da, mult rău. Și mai mănânci bătaie la FIFA. Lasă vrăjea la Oli. Ale lui Oli. Asta nu-mi place omii la Blacky, că e târziu, frate. Dacă era mai devreme cu 2 ore, mamă, era perfect, 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 perfect. Așa era în Anglia. Ar trebui să ai gol pe YouTube doar pentru mâncare. S-a băgat Luci la somn că vă răspundea el. Haide mă să-l testăm pe ăsta, pe Nkunku. Poate ăsta cardul ce-mi lipsea. Sală. Da, Gabriela, știu și eu am stat în Londra 5 ani și acolo aveam. Bine, acolo îmi gătea mama, nu era nevoie. Cred că mi-am dat 20 de comenzi în 5 ani. Gătea mama mereu. Dar în Călăraș nu am. Stau mai mult aici, dar acum dacă mă duc în București și o să stau mai mult, o să mi dau așa. Salut, Andu! Felicitări pentru azi. Hai să vedem. Are echipă top ăsta. L-a prins pe gulit ăla.
N-a fost. Cam în România definitiv, da. Uite mă, Davis nu dă pasa asta bună, dacă mi-ar fi dat pasa asta bună mereu. Cât de bine pot să joc. Cred că Rivalsul l-am aprins bine. Mamă. Hard to beat this. Bine rău ești bine acolo, dar riscant, putea să rămână mingea la mine. N-aș fi făcut asta niciodată. O forțez rău de tot cu pasta asta. Îmi place rău să dau. Offside ar trebui. Sau nu? Aș ca bine rău aici.
Trebuie să ții mai multe. Mamă, cum a dat țăgulit ăla tot. Nu joacă rău ăsta. Trebuie să-l pasez mult. L-am jucat, da mă, cred că la Joan. L-am jucat prea rapid, în atacuri prea rapide, deci s-a obișnuit să dețină controlul. Hai, ok. Preluăm noi controlul de acum. Știți voi! Am sigur. Bun, rău de tot. Mamă, cât de bine a jucat aici. A jucat bine, ce-i drept. Mi-a făcut bine rău fake German Cross-ul ăla. A deschis un de pasă. Și după m-a întors bombă. Fiți atent în pasă asta. Da, mă, da, v-am și zis, fiți atent în pasă asta, că eu gândesc fazele cu două ore înainte. Da? Da, degeaba. Arnain e slab tare, mă, vă zic de acum. O să plângem la regionale cu el. O să rateze mult rău. Trei. Am avut trei jucători pe el. A! Îl vând. Îi dau cu XL. Mamă, Arna e cel mai slab jucător din lume. Trebuie să găsim altă legendă în fața acolo, în locul lui Arna. Nu mai îmbară de.
Arnain ăla să dispară, băi, trădătorul ăla. Nu iar probleme. Ferry, uite-te la meci să vezi. Le ia capul. Și mai multe nu. E incredibil ceea ce mi se întâmplă. E un fel de nimă, pe bune. Deci două bări, ocazii clare. Nu știu cum te l-a dat pe ăsta, să fiu sincer. Ia vedeți, mă, ce fente face alea ale lui. Nu. Aici. Ia stați, mă, am atins eu mingea, fiți atenți. Ia uitați-vă. Bolor și el o atinge. Sau n-a atins. Am făcut bolor și aici afară, mă? Fault atunci, că m-a incomodat. Mamă, e groasă. There we go again. De asta a spus să-mi bag și ăștia toti, că și el și-a băgat. Nu știu că ai cumpat, dar n-am vrut să bag toti, dar și el i-a băgat. Unde? Să-l băgăm așa. Facem schimbarea asta. Hai să facem așa. Ne apărăm cu 8 jucători. Dacă îmi dă acum gol, game over. Ia să vedem. Gata, mai suntem 8. Hai de mă că imediat îi dau jos. Nu e, mă, m-am antrenat prea mult la Rivals. Ca să ieșuiez. Casemiro, l-am butut și pe gelul ăsta. Virchi. Nu, l-am bătut, ce nume să mai fost. E free cap.
am început să joc ce trebuie. Cu Cosmic Six looking good again. That's not good. No good for them. Ia uite un român, X-Slader. A dus bine. Da, nu cred că mă oprește cineva în seara asta, să fiu sincer. Nu știu, sunt sferturi. Mamă, ce braț am, chiar că se vede mare, mă, dar nu întrebați voi dacă mai fac seara sau așa. Un cu top, top player. Da, sunt în onia. Sau nu mai știți de cază. E bun în cuncu, iar merită. Acum ceva timp te vedeam pe la Stratford. Da. La Blackjack? M-ai văzut la casino acolo? Mai duceam la casino, da. Dar în ultimul timp n-am fost. Adică am mai fost, dar rar. În Premier League, când am jucat Premier League-ul, am jucat Premier League-ul, era perioada aia, COVID-ul. Și erau toate închise, singurul deschis casino. Și acolo aveai și bar. Și acum să ies. Eram cu managerul de la Zil, să ieșim acolo. Am ieșit. Și acum noi stăteam acolo, ne jucam, să ne luasem de la bar ceva să bem și întreabă ăștia pe grup unde putem ieși. Eu stau acolo în zonă, știu ziua. Și le-am zis, băi, casinoul e deschis, în rest n-aveți unde, avem bar aici în casino, haideți aici. Băi, n-au trecut 10 minute, toți jucătorii și tot stafful Premier League în casino, s-au umplut casinoul. Băi, incredibil, doar Tex n-a venit. Tex n-a venit, a fost Tex cu Diogo, parcă. Ei n-au venit. În rest, toți, Stokes, să vedeți ce moșcă am pus Stokes la ruletă. Toți eram în casino. Era frumos acolo, frumos tare. Ne luam Disaronno cu cola. Disaronno cu cola, asta e toată noaptea acolo. Hai că mi-a dat meci cu Quirky. Quirky, îmi pare rău, ești următoarea victimă. N-am ce să-ți fac. Make, pot, direct. N-am recăpătat încrederea aia în mine de anul trecut și nu e bine pentru adversarii mei. Am început chiar să intru în orice meci cu 1-0 pentru mine. Bine-ți regionalele alea, te pup, Răzvan.
Te-ai gândit să pui joystick-ul? Da, dar îl văd și eu. Și mă deranjează. Mersi, mersi Bogdan. Băi, până dă ăsta codul, mă duc până la toaletă, 10 secunde. Gata. Ce faci ăsta, mă, de cod? Aura, mă scrisese, dar trebuia să dai un refresh la pagina, nu? Și nu o hap. Să vedeți ce facem cu un cumeci ăsta. Mai revenim cu pofta aia de FIFA, mă, și cred de aia și tot, nu știu. Vă-ți mini spec. Vă-ți mini fericit din nou. Pirichi. Și ăsta e bun. Joacă la regionale. Datorită lui Nkunku este așa, da? Uitați că trebuie să dăm amândoi restart la FIFA. Van Dijk, cred.
Și Maldini e bun, dar nu știu, Van Dijk care bate de acolo. Bă, nu te lasă tu asta, Aline, auzi, Coco m-a zăpăcit. Deci știi Blackie ăsta și gata. Nu știu ce să zic, Casi. Mane. Și-l bagi în dreapta, dacă pot. A, pe ăsta joacă cu echipă full, mă. Hai să-l aruncăm în A-R. A-I-R. Nu, mă, știi ce am vrut să fac? Să schimb Pepele și n-am mai schimbat. Era gol 100%. Nu mi-au mers mâinile, cum mi-a mers mintea, să fiu sincer. Am fost prea lent în mișcări. Tinea mea. Era gol 100%. Știți voi? Știți voi care? Îmi pare rău, dar sunt unstoppable tonight. Am luat doar un gol până acum. Sunt în semifinală sau sferturi? Una din astea.
How? How is that possible? Nu, Cosmine. Doamne. Nu cred. Bun, asta, bravo. Nu. Trebuia să țin ultima atac aici, că poate-i dă plus 1. Eram sigur. Băi, sunt atât de bun și în același timp atât de slab. Nu e, mă. Nu, no, eu am ratat aici. Am mutat portarul și n-am fost atent. Asta a fost a mea. Îmi asum. A fost din a mea. Am zis că sunt atât de bună, în același timp atât de slab. Fac fazele atât de frumos și le finalizez atât de slab. Alea tale. Știți voi? Noi.
Ai. Dar n-ai, mă. Ha, nu cred, am făcut borul ăla perfect. Ești portare. Știți voi? Mamă, cum apăr, perfect. Nu fac greșeală în apărare. Because in six. Looking scary tonight. Mă, e best of fun. Gata, mă, a revenit. Finally, he is back. Ești în top 1. Curând. Trebuie să luăm corona aia. Să luăm de anul trecut. Noi. Bravo, bo. Mamă, dar cum l-am dus acolo perfect. De ce l-am scos eu pe Nkunku? Ah, dar îl băgăm pe Bale, mă, și aruncăm mingile pe el. Better, better.
nu mai merg driven-urile, mă. Am făcut și preluare și tot. Păi până când, mă, o viață amară? Au. Știți voi? Care? Nu vreau să iau gol, m-am primit un singur gol și sunt în semifinală. Un singur gol am primit. Haide, mă, haide, haide. Și n-a ieșit, am crezut că pune pauză să iasă. Băi, nene, nu vine să cred. Păi, de ce îmi faci, mă, de-astea? Tu ce îmi faci, mă, de astea? Că îți fac gridi dacă ești obraznic. Eu am pus pauză, da. Am... A, mi-a dat la gol, da, bă, da, 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 mă, da. Am făcut 4-3 cu ăla, bravo, mă, 4 am primit. Că m-a mai dat unul, un gol. Îl uitasem, uitasem meciul ăla, mă. Bravo, bravo. Ai primit? Nu, mă, nu, uitasem, uitasem. Da, corect. 4 am primit în total. Ce e corect, e corect. Vreau să spuneți. M-a luat și foamea, ce am pe stixuri. Iacu, a pus și la rezultatul, sunt curios ce rezultat a pus. 23-22, ca să vedeți minte ce are. 23-22. Uite, aș prinde el și la regionale. Să-ți pun eu 27-22. Cu Lyrexic, cred că o să joc finala. Cu el mă și antrenez. Ce Marcel Mani, mă? Bă, frate, m-au pus ăștia că am pierdut. Hai, făceți-mă să sparg ceva în seara asta. Pe live. Uitați. Hai, că ăștia și-o caută cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Este ce m-a pus ăsta că am pierdut eu 3-0. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Mi-a făcut ăsta manevră iar Blackie. Hai, chiar mă banează. Dacă e...
Dacă mi-a făcut vreodată asta, mă panează pe viața, cu nimeni nu mai scoate. Stați mă să intru pe Discord. Rush. Vreau să fiu. Am spus că religie la Rush. GGG, mo! Why I lost this game? Deus. I was streaming. Sitbu Cosmin, best in the world. It's too late. Mamă, ce mă enervează asta. Uitați să mă cer cu ăștia. I-am dat, mă, link-ul. I-am dat, mă. Oricum, a fost un antrenament bun. Main. Answer. Mamă, ce mă enervează. Night.
You are boring, mate. A fost un antrenament bun. Pentru toți oamenii din chat, se știe câștigătorul din seara asta. Am câștigat în seara asta. Băi, ne-am antrenat. Nu știu cum știam. În inimile suporterilor sunt câștigători deja. Nu știu cât era. Hai că mă dau ăștia afară. Da, dar mă banează ăștia. Ia că scrie. A, mi-a pus emoticon. Știți voi. Băi, mă enervează rău de tot, frate, dar n-are cum o să... Mi-am mai făcut odată așa și atunci am făcut scandal și m-au banat. Un an de zile eu n-am avut voie să joc cu asta. Bine, nici nu mai sunt bani așa ca înainte, mă, gândiți eu că la FIFA 21 cred că am făcut 7000 de euro pentru ei. În fiecare seară era premiul de 1200 de euro. Acum nu mai sunt. 100 de euro, 200 de euro maxim. Da, n-are sens de optică. M-a antrenat, a fost ok. Și a scrie aici non-stop. Dar nu vreau să mă cer pe ei. Bana zero după dacă le zice ceva. Da, am jucat bine. Erau buni, cum sunt. Oricum nu mă bătea nimeni în seara asta. Jucam prea bine și aveam prea mare încredere în mine. Visul frumos s-a terminat. Că n-am pus link de la live, frate. Trebuia să pun link de la live în chat. Trebuia să pun link de la live. Pur și simplu, n-am pus, m-au descalificat. Așa nu a donat un euro cu tine și numărul 1 pentru noi, te iubim și te respectăm. Trebuie să vină Pantera în echipă. Mâine intrăm din nou. Nu ne mai banează nimeni mâine. Pro versus pro, nu, mă bag la somn. Mă bag la somn, băieți. Și celor, nici ăla n-a pus. Băieți, mă bag la somn. Avem deja 3 ore de live. Îl înjur eu pentru tine. Nu mai, mă, nu mai. Lăsați, nu are sens să vă complicați. Aia, m-am antrenat, am jucat super bine. Continuăm să jucăm așa în fiecare seară. O să continui să mă antrenez. O să joc cel mai mult din toată Europa. O să câștig regionalul și o să fim toți fericiți în drum final. Pierdem pe termen scurt, câștigăm pe termen lung. Business mentality. Da, băieți. Cum v-am spus, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături într-un număr atât mare, ora 1 și un sfert și sunt de 230. Condițiile în care mâine probabil aveți școală, muncă. Ne vedem mâine pe live, tot așa seara, o să caut o cupă ceva. Sper să nu mă baneze la Blackie. Și da, somn ușor și v-am pupat, băieți.